Dragi prieteni, bun venit din nou! Suntem la o nouă oră de studiu biblic. Astăzi inaugurăm cu studiul pe care îl vom dezbate împreună. Inaugurăm un nou ciclu cu titlul Odihnă în Hristos. Astăzi vom avea un prim studiu care se intitulează Viața într-o societate de tip 24/7, adică 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Vom aborda acest studiu introductiv împreună cu Cornel. Din nou mă bucur că ești alături de noi și Magdiel. Vă doresc să aveți idei bune împreună și eu întrebări bune și voi răspunsuri bune ca să aducem oarecare lumină asupra ideii pe care o de odihnă, asta este ideea de bază, pe care am dorit să o discutăm în acest prim studiu. Societatea noastră din secolul 21 este plină de oameni neliniștiți, îngrijorarea și anxietatea, combinate cu incertitudinea cu privire la viitor. Contribuie la această neliniște a sufletului. Există o îngrijorare crescândă în rândul profesioniștilor din domeniul sănătății mentale cu privire la numărul tot mai mare de oameni deprimați pe care îi tratează. Se estimează că în lume există peste 300 de milioane de oameni care suferă de depresie și că în câteva decenii această afecțiune va depăși bolile de inimă ca principală cauză a morții. Se preconizează că vânzările de antidepresive vor depăși la nivel mondial cifra de 6 miliarde, potrivit previziunilor și estimărilor concordante ale analiștilor. Peste 270 de milioane de prescripții medicale de antidepresive sunt vândute în Statele Unite în fiecare an. Viețile noastre sunt dominate de ore de vârf, ore de lucru, programări medicale, conversații, cumpărături și serbări școlare, fie că folosim mijloace publice de transport sau biciclete sau trotinete sau suntem la volanul propriei mașini pentru a ne transporta familia, bătăile ca de tobă ale angajamentului nostru constant față de lumea din jur amenință să înnăbușe ceea ce este cu adevărat important. Stimați invitați, după această imagine pe care am văzut-o asupra lumii în care trăim, ce ni se spune în studiul acesta că este cu adevărat important? Și aici este un text, Geneza 2, de la 1 la 3. Putem construi pe textul ăsta sau care este punctul vostru de vedere după ceea ce am citit, care este o imagine destul de mică asupra sau minimă asupra lumii în care trăim? Ce ar trebui să fie cu adevărat important? Luna trecută am trecut printr-o experiență mai puțin plăcută. A murit bunicul meu, primul meu bunic care a murit. Și m-a marcat atunci la mormântarea unchiul meu, băiatul lui cel mai mare, a enunțat câteva principii din viața bunicului meu. Unul dintre ele era muncește cumpătat. Ia-ți timp să te odihnești. Și e un om care a realizat multe în viața lui, a construit multe case. Mi-aduc aminte când eram mic și treceam printr-un sat din vecinătate și spunea, uite, școala asta am făcut-o eu, casa asta am construit-o eu, am făcut-o și pe cealaltă și am dărâmat-o și apoi am făcut-o pe asta nouă. Nu era un om, n-a fost un om care să nu fi avut realizări în viața lui, profesionale și nu numai. Cu toate acestea avea principiul ăsta. Muncește cumpătat. Ia-ți timp să te odihnești. Textul din Geneza 2 se referă la crearea sabatului. Cele două mari instituții importante pe care Dumnezeu le-a creat la început. Familia, după care sabatul, ziua de odihnă. Întrebarea e aici, de ce a creat Dumnezeu o zi de odihnă chiar înainte ca cineva să fie obosit? Dacă ne gândim mai târziu în
Evanghelii, Domnul Hristos spune că sabatul a fost creat pentru om, nu omul pentru sabat. De asta a fost creat înainte de a fi obosit. Pentru că Dumnezeu a vrut să, de ca de la început, să își ia timp să discute cu oamenii. Practic, și asta înseamnă odihna. Înseamnă timpul de comuniune cu Dumnezeu, cu Cel care ne-a creat. Da, mulțumesc mult. În linii mari, Cornel, cum vezi? Dumnezeu a dat un exemplu. El nu a început cu odihna, ci a început cu cele 6 zile lucrătoare. Chiar dacă Dumnezeu El a creat în 6 zile totul. Și în a 7-a zi spune că s-a odihnit. Nu că avea nevoie, dar odihnă înseamnă și admirație. Spune că s-a uitat peste tot ce a făcut și toate erau perfecte. Asta înseamnă și odihnă. Om a avut ceva de învățat de aici, pentru că i s-a spus 6 zile să lucrezi. Nu i-a spus 6 zile să dormi și a 7-a să, sau mă rog, ci 6 zile lucrezi, dar ziua 7 este ziua de odihnă. De ce? Omul are nevoie și de odihnă. Nu numai el, ci tot ce ține de casa lui. Familie, servitori, animale, că așa se muncea atunci pământul, nu? Cu animale. Nu exista tractoare și nu știu ce. Deci toți aveau nevoie de odihnă, de refacere. O odihnă fizică și o odihnă, așa cum s-a spus, relaxantă. Că nu poți să, toată ziua să dormi ca să te odinești. Să te relaxezi, să uiți ceea ce, adică să te gândești cu totul la altceva. Să admiri ceea ce a făcut Dumnezeu și asta este o odihnă, natura sa, asta e o odihnă binefăcătoare, pe care Dumnezeu o scoate în evidență, vom vedea și mai târziu. Mulțumesc mult! Biblia vorbește mult mai mult, ca și cantitate de scriere, despre odihnă, despre sabat, da? Și despre muncă mai puțin. Noi venim acum în secolul 21, în care aici în Austria și nu numai în Austria, ci și în România, oamenii au câte 2-3 servicii pe care le fac zilnic. Să scoală omul la 6, vreau să dau un exemplu așa de ceea ce se întâmplă aici. O mamă, pentru că tata nu are timp, este foarte ocupat, pleacă mai de dimineață, să urcă pe bicicletă, un copil în spate, un copil în față, du-te la, la grădiniță, du-l la grădiniță, pentru că la ora 8 fix trebuie să fii la servici, că dacă nu ești la servici te dai afară, îți pierzi serviciu. Își faci serviciu, tensiune, cine știe ce serviciu complicat ai, dacă ești la poliție sau în alte locuri. La ora 4 nu știi cum să fugi repede tot pe bicicletă, să ajungi la grădiniță, să iei copiii, să-i duci acasă, vii acasă, soțul îi ajunge și el, trebuie să-i faci mâncare, copiii trebuie să-i speli, trebuie să le dai și lor de mâncare și așa. Oh, și ajunge ora 9 seara, epuizat, complet. Asta este viața pe care o trăim noi astăzi aici. Este mai importantă odihna decât munca? Biblia vorbește mai mult despre odihnă decât despre muncă. În situația care ai prezentat-o, Dumnezeu spune prin psalmistul David, opriți-vă. Stați. Opriți-vă. Cumva de genul ăsta, nu? Opriți-vă. Cât ar fi viața, într-adevăr, viața e stresantă astăzi. Deci, noi, ca să avem strictul necesar, trebuie să muncim mult mai mult. Și mai ales să ținem pas și cu... Acum, o mașină nu mai este un lux, ci este un strict necesar, trebuie să o ai. Asta se întreține foarte greu, asigurări și reparații și toate astea. Trebuie să muncim. Dar Dumnezeu spune, opriți-vă. Și vedeți ce bun este Domnul. Ăsta este important. Păi dacă mergem numai în ritmul ăsta, ajungem la un moment dat să ne epuizăm și să cădem. Ori procedează. Și mă leg de un lucru. Vin ucenici la Domnul Hristos și începe să le povestească ce lucrări neapărinte au făcut ei și ce vede Domnul Hristos. Să uite la ei și zice, cât de obosiți sunteți, veniți la o parte și odihniți-vă. Nu mai spuneți ce ați făcut, că sunteți morți de obosiți. Veniți la o parte, obosiți-vă, că spune că veneau oameni acolo, nici nu aveau timp să mănânce, erau terminați. E, chiar în lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu dorește un om epuizat. Că la un moment dat ești rentabil o zi, două, trei, un an, doi, trei, dar la un moment dat ca și Dumnezeu vrea să te aibă pentru toată viața, un copil al lui. Și spune, opriți-vă și mâncați ceva, pentru că sunteți terminați. Și până mai vedem noi, mai discutăm. Revenim la capitolul ăsta, la subiectul ăsta, este important în măsura timpului. Sunt câteva dovezi biblice că Dumnezeu susține porunca aceasta. Este o poruncă? Odihniți-vă? Este o poruncă? Deci este un păcat dacă nu te odihnești? Odată ce este o poruncă, dacă o calci, este un păcat, nu?
Este o poruncă, este o poruncă a patra din Decalog. Aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Sfințirea, ținerea acestei zile implică mai mult decât simpla odihnă, adică încetarea activității. După cum spunea și fratele Cornel, ca să te odihnești nu înseamnă să dormi toată ziua, ca să-ți încarci energiile după o săptămână în care ai tras și ai alergat. Într-adevăr, înseamnă și asta, dar nu înseamnă doar asta. Este importantă, da, vă rog. E o problemă, vreau să deschid iar o paranteză, eu așa, deschid o paranteză. Bun, odihna cu, în legătură cu porunca a patra este clară, dar credeți voi că este un păcat când o gândim în afara poruncii a patra? Adică, odihna și lunea și marța și miercurea și joia și vinerea, să zicem, dacă odihna nu este o componentă esențială din viața noastră, este păcat sau nu? Să zic că e foarte clar, noi suntem adventiști, da? Noi păzim porunca a patra, sâmbăta, pentru noi este ziua de odihnă, clar. Ai călcat-o, e o poruncă călcată, dar eu zic, eu, întrebarea mea a fost dacă odihna în afara sabatului poate fi un păcat. Când nu respecti, pentru că eu gândesc că porunca lui Dumnezeu nu este neapărat pentru sabat. Vorbesc la odihniți-vă, la starea asta a noastră. Este păcat dacă eu am o activitate atât de laborioasă, cum am dat eu un exemplu, dar sunt și exemplu mult mai grele, se lucrează și noaptea și dorm 2 ore și apoi iar dimineața se scoală, că suntem tineri, așa cum ești tu. Noi mai puțin, dar am muncit și noi la viața noastră. E păcat dacă nu te odihnești? Ce înseamnă păcat? Te rog, continui tu, da. Este neascultarea unei legi. Călcarea legii lui Dumnezeu, da? Când Dumnezeu ne-a dat niște principii după care ciclul vieții noastre trebuie să funcționeze, încălcarea unei reguli poate fi numită păcat. Problema nu apare ca rezultat faptul că ai încălcat regula și din cauza încălcării regulii vine pedeapsa arbitrar, ci vine în timp pentru că în momentul în care ai un obiect, de exemplu, și îl folosești în afara parametrilor pentru care a fost proiectat, e normal că începe să se strice. În felul ăsta, rezultatul păcatului vine în viețile noastre. Pentru că în momentul în care noi ne folosim corpurile noastre, mintea noastră, într-un fel în care nu am fost proiectați să funcționăm, încep să dea rateuri. Și omul este creația, sau cum să zic? Apogeul creației. Da, lui Dumnezeu. Da. Este îndrăgostit de creația lui. El iubește, a dat viața pentru ca creația asta să supraviețuiască. Și atunci când creația asta se autodistruge, într-un fel sau în altul, și în cazul nostru lipsa unei perioade de refacere, odihnă, atunci Dumnezeu intervine și ia măsuri, nu? E creația lui, nu poate să-și permită să-și distrugă propria să-și lasă, creație, să-și ca să merg pe termenii pe care ai discutat. Să-și lasă creația să se autodistrugă. Da. Deci e o poruncă, clar. Ești de acord, Cornel? Sunt de acord până la un punct. Da, te rog. Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință. Să nu uităm că în timp de 1260 de ani, Evul Mediu, s-a pierdut total noțiunea de sabat. Și oamenii au ținut duminică. Vor fi mântuiți. Au ținut o altă zi. S-au odinit, bineînțeles. Dar, în momentul când știi, când cunoști, când știi ce vrea Dumnezeu, când cunoști adevărata zi pe care Dumnezeu a binecuvântat-o, atunci nu poți să mai spui că nu mai știu, ci ești conștient și o faci conștient și atunci e păcat. Calci o lege. Am înțeles de ce ai spus, că până la un punct. Până la un punct. Da, ideea este că atât timp cât nu știi... Vor fi oameni în ceruri mântuiți care n-au păzit sabatul. Luther, mulți. Dar în momentul când ai cunoștință, ai lumină, și zici, nu, domnule, nu contează, orice zi e venită de la Domnul, atunci calci o porunca Domnului, pentru că este... Cornel, știi ceva? Am să-mi permis și eu să spun ceva acum. Creștinii, și nu mă refer numai la adventiști, ei poate sunt în vârful topului la chestia asta.
sunt cei mai muncitori oameni, care muncesc cei mai mult, creștini în general, sunt foarte conștiincioși, își fac treaba bine, dar crezi că nu muncesc ca mult? Vrei să răspunzi? Din experiența ta, da, din experiența ta personală. Într-adevăr, muncesc mult, dar fratele a spus ceva, să învățăm de la bătrâni, totul cumpătat. La un moment dat, munca te termină. Ce vreau să zic? Noi creștinii, mă refer la toți creștinii. Da, da. Toți creștinii lucrează foarte mult, dar în momentul când spui, știi ceva, nu contează, orice zi este de la Dumnezeu, atunci nu mai ai nicio zi și atunci muncești mai mult decât trebuie. Cel puțin adventiștii de ziua șaptea, chiar dacă muncesc mult în cursul săptămânii, în ziua șaptea se odihnesc după lege. Automat se odihnesc și asta face bine. Dar uitați-vă la ceilalți, care nu contează, toate zilele sunt la fel. Merg dimineața la biserică, duminica și după amiază se duc la muncă, sau, da, la lucru, sau noaptea intră la muncă, nu știu. Deci când n-ai un principiu, te dai peste cap. Și Dumnezeu nu vrea ca ciclul acesta pe care El l-a stabilit în om să fie dat peste cap. La un moment dat te ruinezi, ajungi... Mă gândesc că în înțelepciunea lui Dumnezeu, plecând de la ce spui tu acum, în înțelepciunea lui Dumnezeu a văzut cu oamenii ori să din dorința de a avea, de a poseda unele lucruri, muncesc peste măsură. Nu credeți că introducerea sabatului ca o zi făcută pentru om a forțat cumva ca să oblige omul să... Este un punct de vedere personal, ca să-l oblige să aibă o odihnă, ca să nu se autodistrugă. Că nu era, omul poate nu e nici unii capabil că se autodistrugă nici astăzi, dacă nu se odihnește. Pentru că cei care o duc așa la nesfârșit... Au fost cazuri în care gameri, oameni care se joacă pe calculator, n-au dormit nopți, zile la rând acum... și și-au murit din cauza epuizării. Da. Eu mă gândesc că poate pericolul apare când noi, care poate nu ne considerăm ceilalți, când vine vorba, pentru că mi-aș dori să mă întorc la textul pe care l-am citit, ne epuizăm tocmai prin prea multă dorință de a lucra cu oamenii. Pentru că există și pericolul acesta. Există pericolul de a te concentra atât de mult pe munca care îți oferă resurse să trăiești și să fii epuizat, dar există și pericolul ca să te obosești făcând lucrarea lui Dumnezeu. Sau să făcând bine celui de lângă tine. Făcând sunt celui pasionați celuilalt. Oameni care poate nu sunt credincioși așa, nu? Dar sunt pasionați pentru că, hai să fim foarte corecți, sunt o mulțime de oameni care lucrează gratuit pentru semenii lor. Da. Mult mai mult decât o fac credincioșii, până la urmă. Dar eu voiam să mă refer, mă fac vulnerabil, cum spuneați dumneavoastră. Da, da, da. Tatăl meu este prezbiter. Da. La un moment dat era prezbiter, dirijor de cor, dirijor de orchestră de blocflote. Sabatul începea să devină o povară, nu mai era o desfătare. Avea vineri seara comitet, sâmbătă seara comitet. Sâmbătă la prânz trebuia să rămânem pentru repetiția de cor. Sâmbătă după amiază trebuia să venim mai devreme pentru repetiția de la orchestra de blocflote. Sâmbătă seara din nou comitet. Timp de noi, timp de familie, timp de a te bucura de sabat, e termenul german genießen. Să poți să te bucuri de bucuria asta, de sabat, începea să dispară și tatăl meu a zis atunci, ok, nu mai merge în felul ăsta. Trebuie să le împărțim cumva, trebuie să împart prioritățile, trebuie să împart responsabilitățile, pentru că nu le pot face eu pe toate. Și cred că la asta se referea și Domnul Hristos când le-a spus ucenicilor, veniți la un loc separat, la o parte, într-un loc pustiu, ce înseamnă pustiu, că nu era cu oameni. Trageți-vă un pic sufletul înainte. După o lucrare, ei au venit cu inima plină de bucurie să povestească. Și interesant. Am spus că revenim la chestia asta, că e prea frumoasă ca să trecem peste ea. Bun. Pentru că Domnul Hristos face atât de mult aluzie la odihniți-vă. Marcu 6 cu 31, Exod 23, Matei 11 și multe alte texte. Nu vi se pare că este o invitație la lenevire? Prea mult odihnă? El o spune în condiții, așa cum s-a zis, când oamenii sunt extenuați și obosiți, au nevoie de odihnă neapărat ca să se refacă. Și chiar
Domnul Iisus a avut nevoie de odihnă. El fiind om și Dumnezeu, toate că avea ambele naturi, el avea nevoie de odihnă. Dar aș vrea să schimb puțin ideea de odihnă, și anume, porunca a patra nu conține numai porunca aceasta de a te odihni. Pentru că un cuvânt inspirat spune că dacă poporul Israel ar fi ținut porunca a patra, n-ar fi ajuns niciodată la idolatrie. De ce? Pentru că porunca a patra nu amintește numai de odihnă, ci amintește și de Creator. Cine este Creatorul? În momentul când ai pierdut această noțiune, începi să crezi alte teorii. Uiți cine este Creatorul. Dar acolo se specifică că în 6 zile a făcut Dumnezeu cerul și pământul, a 7-a s-a odihnit. Atunci automat ți-amintește că Dumnezeu este Creatorul acestei lumi. Și atunci îți dă de gândit. Te odihnești, dar te odihnești și căutând să descoperi cum a făcut Dumnezeu, în ce stare le-a făcut, de ce a ajuns așa. Și spui întrebări. O odihnă, cum să zic eu, care te face să gândești. În momentul când ai pierdut această zi, această poruncă, uiți de Creator. Este automat. Uiți după generații. Uiți să te mai odihnești. Te preocupă multe alte lucruri. Și să nu uităm că adevărata odihnă este în Dumnezeu. Spune că adevărata odihnă este Domnul Hristos. O să vedem și asta, că este o întrebare mai în urmă. Da. Avem un exemplu în lecția noastră pe Baruc, în Ieremia 45. Ce putem spune despre experiența aceasta în legătură cu odihna? Care au fost cuvintele Domnului? Aș putea să citesc eu cumva câteva versete, pentru că apoi să încercăm să scoatem ideea, da? Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel despre tine, Baruc. Baruc era un scrib, da? Asta ca să nu citim, da? Un scrib, Ieremia dicta și Baruc scria. Este foarte interesant, ceea ce m-a frapat cumva când am citit, este că Dumnezeu se apleacă și îi vorbește personal lui Baruc. De aici putem învăța ceva, probabil. Nu? Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel despre tine, Baruc. Tu zici, vai de mine, căci Domnul a adus întristare peste durerea mea. Îmi sleesc puterile suspinând și nu găsesc odihnă. Era vorba de războiul care venea asupra lor. Spune-i, așa vorbește Domnul, iată că ce am zidit voi dărâma. Ce am sădit voi smulge, și anume țara aceasta. Și tu umbli după lucruri mari? Nu umbla după ele, căci iată voi aduce nenorocirea peste orice făptură, zice Domnul, dar ție îți voi da ca pradă de război viața ta în toate locurile unde vei merge. Deci omul ăsta era epuizat de, nu fizic, ci epuizat de informațiile care le primeau, sleit, frică, panică, pentru că veneau un alt popor și, așa cum Dumnezeu a prevăzut, avea să le arobie. Ce legătură are Baruc sau ce înseamnă, ce însemnătate are pentru noi exemplul acesta, la studiul acesta despre odihnă? Mi se pare că Dumnezeu oarecum îi schimbă prioritățile sau încearcă să schimbă prioritățile lui Baruc. Pentru că spune aici, ce am sădit voi smulge, și anume seara aceasta, și tu umpli după lucruri mari. Ce-o fi? Aici n-am înțeles nici eu, după ce lucruri umbla Baruc, oare? Nu putem decât să speculăm, pentru că nu este notat în cuvântul Domnului, dar poate că, nu știu, căuta după averi sau lucruri pe care Dumnezeu spune oricum voi aduce nenorocirea peste orice făptură. Dar Domnul Hristos vrea, Dumnezeu și Domnul Hristos dorește să, din punctul meu de vedere, să schimbe un pic prioritățile. Schimbă concentrarea lui deasupra lucrurilor mari. Și spune, adică se referă la războiul care era gata să vină? Cucerirea Ierusalimului? Zice, era un lucru mare și serios ăsta. Tu umbli după lucruri mari. Deci nu găsesc odihnă, îmi sleiesc puterile și nu găsesc odihnă. Mă gândesc că era preocupat foarte tare, nici nu mai scria. Nici nu mai putea să mai scrie, era atât de speriat și stresat de frică că putea să-și piardă viața. Asta voiam să spun. Dumnezeu îi spune, e mai important decât lucrurile astea mari. Și
poți să extrapolezi un pic, să spunem, lucrurile materiale, munca, da. Că despre asta vorbim. Da, da, da. Să facem și o analogie cu prezentul. Cu prezentul, da. Tot tragem, să avem, să avem da, și aia, da. Să avem și aia. Și spune, tu umbli după lucrurile astea pe care tu le consideri mari, dar tu umbli după ele când eu oricum, spune, ce am sădit, voi smulge, ce am zidit, voi dărâma. Lucru pe care îl știm. Pentru că noi, care ne considerăm așteptători, știm că va veni o vreme în care toate lucrurile acestea nu vor fi nimic. Și sunt, oricum, destule ilustrații. Mi-a venit în gând acum, după ce spui tu. Iară te întrerup, îmi cer scuze. Mă gândesc că el își dorea să acumuleze avere, da? Da, probabil. Și venind războiul, omul ăsta nu mai putea să mai facă nimic pentru chestia asta, planul ăsta care l-avea în minte. Da, tocmai. În urma scrisului, adică muncii lui. Nu era ușor să scrii. Ieremia să dicteze, probabil dicta foarte mult timp ca să scrie. Și era cineva cel care știa să scrie. Și îl plătea, cineva a câștigat. Dacă veni războiul, el nu mai putea să mai își facă munca, da? Și era foarte stresat de treaba asta. Și poate speculăm iară speculăm, de treaba da. Asta. Hai să vedem, Cornel, ce părere. Aș vrea să mai spun da, ceva. Te rog. Sunt multe ilustrații acum pe internet cu omul care aleargă și fuge după bani și fuge după bani și când îi prinde în sfârșit, în fața lui e groapa. Da. Și e acolo moartea cu coasa da, da, da. Și spune, lasă tot ce ai adunat aici. Bine, avem acolo. Și un exemplu biblic, știi, bogatul. Bogatul, da, da, și cu Lazar. Și Dumnezeu asta vrea să-i schimbe focusul lui Baroc și spune, tu umbli după lucruri mari, iată, ție îți voi da ca pradă de război viața ta în toate locurile unde vei merge. Dumnezeu vrea să-i spună, Baroc, nu ai nevoie de lucruri care pot fi smulse și dărâmate. Eu îți dau ție, ca pradă de război, viața ta. Asta e important. Asta e important. Da, hai să vedem ce spune și Cornel și apoi poate vedem o actualizare a acestei... Vis-a-vis la ce a spus reclame acelea pe internet, că fugi după bani, fugi. Deci, cuvântul Domnului spune, căutați mai întâi împărăția celor și banii vor veni. Toate celelalte lucruri vor veni. Nu te să alergi. Este o făgăduință ce este o făgăduință. Deci, prioritățile. Aș vrea să ne uităm puțin în ce context Baroc este atât de necăjit. Dumnezeu trimite o veste prin prorocul Ieremia ca poporul evreu să se supună babilonilor. Ei s-au aliat cu egipteni, nu știu ce, da, și da, da. Să război. Nu a ascultat vocea lui. Și a zis, îmi pare rău, acceptați robia. Și n-a vrut nici Baroc să accepte robia. Clar. Să ne punem în locul unui profet. Profetul avea cea mai grea misiune. El nu putea. Erau și profeți care spuneau pe placul celor conducătorilor. Nu era un profet adevărat. El trebuia să spună ce spune Dumnezeu. Și poporul nu plăcea lucrul acesta. Și chiar își ridica viața. Și Baroc, fiind scrip, era deranjat, pentru că nu erau ideile lui, erau ideile vinite la Dumnezeu și a lui Ieremia. Și era deranjat și el lui plăcea confortul. Și era stresat. Cum, Domnule, să vină peste noi asemenea lucruri? Era stresat. Și Dumnezeu a zis, te stresezi, nu te stresezi, ăsta este să va fi viitorul. Dar ce? Tu vei rămâne în viață totuși, că, vă spun, mulți au fost omorâți și tineri au fost luați prizonieri în Babilon. Și aș vrea să amintesc un singur lucru. Familiile care au luat că Dumnezeu a avertizat poporul cu mulți ani înainte de ce va veni. Ca să iasă din Ierusalim, nu? Nu. Ca să pregătească pentru invazia babilonienilor, că vor fi luați robi. Și cine a luat lucrurile în serios și au pregătit copiii pentru acele vremuri. De aceea Daniel și ceilalți trei tineri au putut să stea în picioare, că erau pregătiți pentru S-au supus să fie luați robi în Babilon. Era cel mai bine pentru ei. Era cel mai bine. Și acolo au rezistat pentru că au fost educați de mici, că vor veni timpuri când ei vor fi despărțiți de părinți, vor fi luați și eu cred că Daniel a fost chiar făcut famen. El n-a avut o familie. A acceptat totul. Da, e posibil. Deci, și ce lucrare mare a făcut Dumnezeu prin Daniel? De ce? Pentru că erau pregătiți. Da. Au fost și alți tineri, dar dacă n-au fost pregătiți, au ajuns acolo unde au ajuns. Eu nu știu, de Baroc se mai... Din știința mea nu l-am mai întâlnit în Biblie, nu? Cred și eu că e singurul lucru unde mi-a amintit. Poate... Probabil a rămas numai cu viața lui. Probabil, da. Da, care ar fi așa în 2-3 minute? Ce învățăm noi din experiența lui pentru zilele noastre? Da, trăim în viața asta, 24 de ore, 7 zile muncim. Ce ar trebui să învățăm din experiența lui Baroc? De ce este pus aici, în studiul ăsta?
tocmai ca să ne ofere o perspectivă. Așa. Că nu este important să umblăm după, să umblăm după lucruri mari, pentru că dacă noi facem voia Domnului și ascultăm de făgăduința care ne-a fost dată în Noul Testament, pe care fratele Cornel a spus-o, căutați mai întâi, am putea să scriem, umblați mai întâi după împărăție, împărăția cerurilor, și toate cele lucruri vi le voi da pe deasupra. Îți dau ca pradă de război viața ta. Tocmai da. Ca să ne schimbăm perspectiva de la lucrurile care trec la lucrurile care cu adevărat contează. Am putea aplica experiența lui Baruch la experiența pe care trecem noi ca oameni, am trecut în anul ăsta? Nu da, vine războiul deocamdată, tot dar un fel a venit de război, un virus este și care ăsta. A doborât pe foarte mulți dintre noi. Eu consider că tot un fel de război este ce și ăsta. Ce a spune Dumnezeu? Ia-ți privirea de la lucrurile chestia care asta sunt și împlăniți. Uite-te spre lucruri serioase, nu? Adică da. Nu serioase, mai constructive. Îți dau prea de război viața ta. Viața ta. Da, Cornel. Vis-a-vis de ce s-a întâmplat în ultimii ani, noi suntem confruntați de două ori. Și anume, adică de două ori negativ, și anume cu ceea ce se întâmplă și ceea ce se află în spatele la ceea ce se întâmplă. Pentru că sunt atâtea versiuni încât sunt foarte multe conspirații. Este boală, nu este boală. Este virus, e adevărat, e făcut, este o intenție a cuiva care să distrugă sau este... Dar noi trebuie să fim stabili. Nimic nu se face fără știrea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îngăduie un lucru, îl îngăduie. El nu e luat prin surprindere și el știe. Și oamenii care vor să distrugă această planetă, spune că vor fi pedepsiți în Apocalips. El vine să distrugă pe cei ce vor să distrugă Pământul. Dacă au fost intenții rele și nu este încă timpul sfârșitului, Dumnezeu poate să întotdeauna poate să întoarcă un rău spre bine. Da. Și mulți da. Au crescut în credință. Este o încurajare experiența lui Baruch, nu? Sigur. Îți vei păstra viața, Dumnezeu garantează viața celor care, ca să facem o legătură cu studiile trecute, da. Cu cei care sunt într-un legământ cu el, nu? Da. Da. Ok. Hai să mergem la Vechiul Testament, pentru că așa ne propune autorul lecțiunii, să vedem cum vedem odihna în Vechiul Testament. Și aici, în Vechiul Testament, ce formează, ce înțelegere e acest termen de odihnă? Important este să vedem traducerile sau eu știu, parcă amintește ceva în lecțiunea noastră, ce înțelegem noi cu referire la odihnă din Vechiul Testament. Și aici ar fi Marcu 6 cu 30, la 32 ar fi un exemplu. Dacă aveți un gând la capitolul ăsta, ce înțelegere are termenul ăsta în Vechiul Testament? Da. Magdiel, dacă sunt mai mulți termeni folosiți în Vechiul Testament care este tradus în română cu odihnă. Este termenul că de a se așeza, de a veni, chiar și de a se odihni, inclusiv termenul de pace. Îmi place, și dacă ar fi să fac un pic legătura și cu Noul Testament, subiectul pe care îl vom discuta mai târziu, bine, spune da. Vă dau pacea mea. Deci odihna înseamnă, este un complex. Nu înseamnă, cum spunea fratele Cornel, doar somn. Înseamnă să te așezi, să te odihnești, să vii și să contemplezi. Înseamnă să ai pace. E un termen complex. E ca un diamant cu mai multe fațete. Nu are... Da, e bună asemănarea. Bună asemănarea. Da. La Vechiul Testament, Cornel, dacă ar mai fi ceva de spus, dacă nu, să trecem la Noul Testament, la Marcu 6, pe care tu ai anticipat-o puțin despre ucenicii care au venit da. Și Domnul Hristos le-a spus să odihnească. Aș vrea să amintesc un singur lucru, că da. Dumnezeu aici, în Vechiul Testament, moartea este tot un fel de odihnă. Vei adormi, te vei odihni până va veni partea ta de moștenire. Deci inclusiv somnul morții este tot un... O odihnă. O odihnă, da. Și acum să trecem la următoarea întrebare. La Vechiul la Noul Testament este ceea ce voi ați anticipat, experiența da. Domnului Hristos cu ucenicii. Ce ar mai fi de spus aici și vreau să legați experiența aceasta cu prezentul. Să vedem ce învățăm noi de aici din experiența asta.
Mai mult contează ceea ce, ce vezi decât ceea ce spui. Uitați-vă, să zic așa, urcă un pastor la ambon și predică o solie și el e mor de obosit, se închide ochii, terminat. Tu ce vezi? Mai întâi solia sau că el e obosit? Somnului. Somnului, băi, stai. Da. Așa a văzut Domnul Hristos la ucenici. Ei au început să povestească, dar felul cum a povestit spune, băi, voi aveți nevoie de odihnă, nu să mai... Cu siguranță că li cădea ochii. Cu siguranță. Că altfel nu exista acum, propunerea Mântuitorului. Pentru noi astăzi, când ești obosit, faci greșeli. Poți să faci un accident, poți să te ceri foarte rău, ești nervos. De-aia, totdeauna când ești obosit și lucrurile degenerează, spune, soție, lasă, discutăm asta mâine, după ce dormim. Și lucrurile se schimbă. Trebuie întâi odihnă, refacere și apoi lucid prezis mai departe. Ce asta spunea este fratele Cornel, s-au făcut studii și s-a observat că de la un anumit punct, orele de nesomn sau orele de activitate încep să aibă corelație în reflexe, în mișcări, în puterea de concentrare cu anumite gramaje de alcool. Și pe măsură ce orele de activitate peste normal cresc, cu atât crește echivalentul de alcool pe care l-ar fi consumat omul respectiv. Dacă noi ne batem cu pumnul în piept și spunem noi nu consumăm nici droguri, nici alcool, nici, dar pe de altă parte lucrăm la epuizare, practic este același lucru. Da. E lipsa de concentrare și nu mai ești eficient. Cred că de aici derivă faptul că Dumnezeu a ales să dea poruncă, odihniți-vă. Da. Pentru că dacă nu te odihnești, cazi în aceeași păcat cu a distruge viața cu droguri, cu altceva, nu? Și da, tocmai. Cafea sau știu alte lucruri. Și dacă era, vorbeați la început în introducere de bolile secolului acestuia, este foarte probabil depresia și depresia este... ajunge să întreacă, este pe punctul de a întrece bolile cardiovasculare ca și cauze de deces, epuizarea, burnout sau, îi spunem noi, surmenaj. Surmenajul, da. Sunt lucruri cu care ne confruntăm zi de zi, din dorința noastră de a avea mai mult, de a fi la un nivel, de a crește, de... ori Domnul Hristos spune... Vă dau pacea mea. În toată tulburarea asta, în toată căutarea asta, spune că vorbeam mai devreme de fațete ale diamantului pe care îl numim odihnă. Vă dau pacea și nu vă dau cum vă dă lumea. Să nu vi se tulbure inima. Nu e fascinant că într-o lume 24-7 în care e tulburată și învălmășeală, Dumnezeu spune... Vă dau pacea și nu vă dau cum vă dă lumea. Vreau să subliniez un adevăr care este în viața noastră astăzi și cu care ne confruntăm. Dacă nu muncești mult, îți pierzi locul de muncă și îți pierzi siguranța vieții. Când ai 2-3 copii de întreținut, spuneam la mama care aleargă, crezi că mama aceea n-ar vrea să odihnească și ea? Trăim într-un timp în care oamenii nu aleargă atât de mult numai pentru că își doresc mai mult, ci pentru că își pierd și puținul pe care îl câștigă. Da. Nu trebuie să ne gândim numai la aici în Austria. Poate aici e un echilibru cumva, dar sunt, cum e și România, dacă vreți, unde salariile sunt foarte mici pentru o muncă epuizantă. Da? Muncești pentru... Cât înseamnă? 50 de lei înseamnă 10-12 euro. Da. Sunt oameni care muncesc în România de dimineață de la 7 până seara la 7-8 pentru 10 euro. În România. Dar sunt țări prin Africa care muncesc... O lună pentru atâția bani. Da, da. Cum e cu treaba asta? Pentru că e o vină, e o călcare a poruncii lui Dumnezeu. Este o realitate a zilor noastre. Cum o încadrăm? Aș vrea să amintesc un lucru pentru cei care exagerează. Să nu uităm că un om sănătos valorează mai mult decât un om bolnav. Atât cât câștigăm, să zicem, suntem
noi suntem favorizați că trăim într-o țară unde suntem enumerat, deci suntem plătiți decent. Bine, decent, da. Dar și aici aș vrea să amintesc un lucru. Dacă nu lucrează amândoi în familie, nu prea te descurci. Nu poți, cu un salariu nici aici. Pentru că salariul e mare, dar și chiria e mare și îți mai rămâne puțin și nu te descurci. Dar deci, asta este realitatea. Există un echilibru cât de cât. Dar în momentul când, și aici, în momentul când te-ai îmbunăvit, de fapt, mai e nicio povară. Ești o povară pentru toată lumea. Și atunci vine gândul unde am greșit sau dacă-s bolnav. De aceea, noi trebuie să facem, să respectăm toate regulile ca să rămânem sănătoși. Dar poți să spui patronului, îmi pare rău, eu nu pot lucra decât atât. Ai făcut așa ceva în viața ta, că tu ești cel mai vechi aici dintre noi. Aș vrea să vă întreb un lucru, să vă spun un lucru. Când plecam în România, patronul mă întreba când ai venit. Când te întorci? Nu, când ai sosit. Deci eram luni la muncă și când ai venit. Aha. Și zice, azi noapte la două. Deci de ce ai venit la muncă, că tu ești obosit după tine, tu azi n-ai randament. Du-te acasă și culcă-te. Uh-huh. Deci era conștient și ți-a o zi liberă. Nu te plătea. Pentru că era conștient că dacă tu ai venit la ora 11, că știți când vin de România și faci calcul să ajungi, dar coadă în colo și ajungi până la 11 noaptea, 12 noaptea, până te culce 1, la 6 trebuie să te scol. Sau la 4. Și te duci la muncă. Ești terminat, ești obosit, nu mai poți să dai randament. Deci asta este. Și odina face mai mult. Pentru că un om bolnav. Așa este. Nu vreau să merg mai departe cu întrebarea mea, pentru că este o realitate. Atât e o problemă de principiu călcat. Aș vrea să mai spun, că mi-a venit ideea o pierduse, dacă îmi dai voie. Să nu uităm că oboseala a fost metodă de tortură în istorie. Comuniștii și nu numai comuniștii, mulți, nu îi lăsa pe oameni să doarmă până nu obțineau ce doresc ei. Și erau oameni care aveau, până nu semna, sau eu știu, până nu și asuma niște crime pe care nu le-a făcut, nu știu ce, nu îi lăsa să doarmă. Și la un moment dat corpul cedează și nu mai știi ce spui, mai vorbești. Deci, oboseala este metodă de tortură. O folosește diavolul astăzi. Uite, la asta nu m-am gândit, este o idee a zilor noastre. Diavolul astăzi. Da. Tot un moment de tortură. Dați, ocupați, ocupați. La un moment dat omul numai e... Când ia o carte în mână, obosești. Nu mai s-a întâmplat când iei Biblia, când stai pe telefon, imediat ochii nu dor. Dar când iei Biblia, te apucă să date imediat. De ce? Diavolul știe. Ca să vă răspund la întrebare și să leg oarecum de ce spunea fratele Cornel. Aveam un studiu la rând, Iov, și vorbeam cu soția. Cum aveau oamenii ăștia timp să conceapă niște gânduri atât de complexe? În răspunsurile pe care le rădădea Iov și ce spuneau prietenii lui, când aveau oamenii ăștia timp să formeze, după cum ziceam, gânduri atât de complexe? Aveam mai mult timp. Îmi dai voie să-ți dau un răspuns? Sigur. Din experiența proprie. Am lucrat o perioadă de timp în Africa. În Africa de Nord. Și acolo, cuvântul de ordine la Africa, am lucrat cu o echipă din Mali, o țară foarte săracă, câștigau băieții aia $2-3 pe zi. Nici nu muncea foarte mult. Dar la ei cuvântul era tomorrow, adică mâine. Orice era de făcut, mâine. Îți dau răspuns. Și la eu probabil aștepta să gândeau, își lua o dihnă ca să gândească și răspunsul dădea mâine, nu răspundea pripit astăzi. Supresiunea. Scuze că am intervenit. Dar spuneți, ce facem în ziua de astăzi, când e nevoie să muncești ca să nu pierzi puținul pe care oricum îl ai? Da. Și spunea fratele Cornel de perioada comunismului, pe vremea aceea se cerea să lucrezi în sabat, dacă vrei să nu-ți păstrezi, să nu-ți pierzi puținul pe care îl ai. Așa. Au fost oameni care au zis, fac compromisul ăsta pentru că aia e, și au lucrat în sabat și copiilor multă vreme nu au mai fost la biserică, alții chiar nu s-au mai întors deloc, pentru că au văzut exemplul ăsta la părinți și te gândești că a câștigat atunci un pic, dar pe termen lung a pierdut mai mult. Și sunt alții care au spus, ok, este un pas prea mult pentru mine. Pentru mine e până aici. Și și-au pierdut puținul pe care l-aveau, dar cu toate acestea, ca și la Baruch, și-au răscumpărat viața. Atât viața lor, cât și poate viața copiilor lor. Ce faci în condițiile acestea? Trebuie să ai încredere în Dumnezeu că poate puținul pe care ți-e frică să-l pierzi, poate fi răsplătit prin ascultare cu mai mult. Acum, plecând de aici, eu am trăit treaba asta, am pierdut în România
două, trei servicii din cauza sabatului, că așa am fost educat, așa am fost crescut, la mine părinții nu lucrau, dar vreau să spun că din toți cei care și-au pierdut serviciu pe vremea aia, în Iași, când în Iași am fost, de acolo sunt eu, nu au dus lipsa hranei și cele necesare zilnic. Au avut loc de muncă, au găsit în altă parte, s-au descurcat altfel, nu au fost foarte bogați, dar s-au descurcat și au trăit. Dumnezeu i-a sprijinit. Este un text care spune, nu l-a văzut pe cel credincios părăsit și nici pe copiii lui cerșindu-și pâinea. Da. E o treabă de încredere, dacă iarăși ne legăm de studiul de cela pe care tocmai l-am închis. Da. Sunt anumite lucruri pe care poate depășesc sfera noastră de înțelegere, dar trebuie să le facem prin credință. Vreau să mergem mai departe și avem în lecția noastră o idee. Noi toți creștinii, da, spunem că adevărata odihnă este numai în Dumnezeu, în Iisus Hristos. Și așa este, am dovedit biblic sau eu știu din viața noastră. Dar în Geneza 4 avem exemplu unui om care nu a reușit să-și găsească odihna în Dumnezeu. Și este vorba de Cain. Da? Este Geneza 4, la 13 la 17. Ce corespondent ar exista între experiența lui Cain și viața noastră de astăzi? Deci Cain a fost un om care nu și-a găsit odihna în Dumnezeu ca fratele său. Sunt oameni care nu își găsesc odihna în Dumnezeu și nu înțeleg, nu-l acceptă. Cum? Cain nu se simțea liber în prezența lui Dumnezeu. Faptul că jertfa lui n-a fost privită plăcut, zicea, nu sunt liber, eu trebuie să fac ce îmi spune Dumnezeu, eu trebuie să fac lucrul ăsta, și pentru mine e o povară. Eu aleg odihna, libertatea asta pe care mi-o creez eu singur. Așa a ales Cain. Și Dumnezeu i-a acceptat. Încă l-a mai binecuvântat. Un lucru neînțeles de noi. A zis că nimeni să nu-l omoare. A făcut și crimă, nimeni să nu-l omoare. Și el a fugit departe de Dumnezeu. Și-a găsit libertatea, și-a găsit odihna. Ce a ieșit? Câte popoare a ieșit din el? Departe de Dumnezeu. Dumnezeu s-a confruntat cu multe probleme din cauza lui. Asta este când alegi. Nu ești mulțumit de Dumnezeu și alegi o altă libertate. Mulți spun, deci, Doamne, să mă duc eu să nu fac aia, să nu fac aia, eu vreau să fiu liber, să fac ce vreau. Faci ce vrei, dar până la urmă nu faci ce vrei. Nu faci ce spune Dumnezeu, faci ce spune altcineva. Și tot liber nu ești. Și ce mă gândeam, Cornel, că înainte de a face crima, totul a avut neacceptarea a ceea ce cerea Dumnezeu, nu? Adică a început disprețul față de ceea ce dorea Dumnezeu să aducă jertfă, într-un anumit fel i-a adus altfel fățiș, a adus altceva jertfă. Când a văzut că jertfa fiului Abel era primită, a început, cum îi zicem noi, stresul pe capul lui, gelozia, invidia, da, bun cuvântul. Păi mai avea el odihnă? Mai putem numi odihnă în cazul lui? Și de aici a plecat și celălalt, cum spuneai tu, a zis o cetate și ocupat cu alte și ce nenorocire a urmașilor a avut. Care ar fi corespondentul cu viața noastră de astăzi, plecând de aici? Care ar fi lecția care ar trebui să o primim? Gândiți-vă că la Cain nu a venit așa deodată. Când a văzut că el a fost până la Coreș, când a văzut că jefa lui primită, gata, să-l omoare pe Abel. Nu. Tot a fost primit. El n-a fost mulțumit de viața lui Abel. Abel era un băiat ascultător, credincios. Și el zice, băi, cum poate asta să fie așa și eu? Mă gândesc astăzi, de ce și în trecut, de ce atâta ură pentru creștini? Că erau oameni de treabă, își vedeau de locul lui. Dom'le, nu făcea rău nimănui. Nu făcea rău nimănui. Păi ei, persecutați, omorâți, pentru ce? De ce ei să fie altfel și ca noi? Nu. Așa starea asta era și ca ei. Nemulțumit. Și până la urmă Dumnezeu i-a arătat. I-a dat o șansă, probabil, mergi și cauți libertatea și vezi cum este fără mine. Și probabil i-a dat o șansă să-i dea timp de gândire, să spună, domnule, ca fiul risipitor, mă întorc acasă, că Dumnezeu e mult mai bine decât. El n-a mai reușit să mai întoarcă acasă. De ce odihna în afara lui Dumnezeu nu este odihnă?
Asta ar fi ideea, știi? Pentru că odihna are și ea parametrii. Se încadrează în niște limite. Poți să încerci să înlocuiești odihna dată de Dumnezeu cu altceva. Se vorbește mult de golul acela în formă de Dumnezeu pe care îl are omul în sufletul lui, pe care nu, oricât încearcă să-l umple cu altceva, nu reușește să-l umple perfect, complet, pentru că este locul pentru altceva. Și oricât de mult încerci să înlocuiești pe Dumnezeu sau odihna aceasta cu orice altceva, nu se potrivește perfect acolo. Cum se odihnesc, chiar dacă mai întârziem puțin, cum se odihnesc oamenii care nu au pe Dumnezeu astăzi? Și mă gândesc la tinerii care se urcă și familii care se urcă din București în trenul ăsta soarelui, acum au opus, pleacă la București și începe distracția acolo. Da? Discoteci, băutură, toate astea, și luni se duc la servici frânți, obosiți, cu capul tulbure, numai odihnă este. Comparativ cu cei care se odihnesc în Dumnezeu, cum avem noi termenul ăsta, ăștia ce fac? Nu se duc la discotecă, nu se duc, se duc la mare, stau la plajă, vorbesc așa de lucruri curente. Stau la plajă, nu? Împreună cu familia, nu sunt tulburați, pentru că odihna asta are legătură și cu psihicul omului, numai cu fizicul, mă odihnesc fizic. Da? Apoi vin acasă, dacă mai și citești ceva constructiv, cât stai pe plajă sau chiar acasă, ești pregătit pentru ca luni să începi, sau duminică, prima zi a săptămânii, să începi un lucru odihnit și cu mintea limpede. Așa pe scurt văd eu treaba asta. Nu știu cum o vedeți voi. Eu sunt din partea Constanței Mării și știu, am fost și eu tânăr și știu ce făceau studenții, veneau la Vama Veche și acum au rămas. Distrație, sfârșit de săptămână, da. Să ne odihnim, să ne distrăm, să nu știu ce. Fratele a citit că noțiunea din ebraică a odihnei înseamnă și un fel de recreație, de vacanță. Aia nu mai e vacanță, nu este. Toată noaptea să chefuiești, să dansezi, să bei și noaptea doar pe plajă. Te arde soarele, de nu mai știi de tine, doar pe plajă, nu te distrezi. Și au trecut 3 zile, să zicem, în sfârșit de săptămână, da. Te duci mai obosit decât ai venit. Asta e odihna fără Dumnezeu. Pentru că am aici un cuvânt pe care vreau să-l citesc. Ne găsim odihnă în Dumnezeu, Cain a descoperit că nu putea să o găsească în niciun alt mod. Cel puțin nu adevărată odihnă. Deci adevărată odihnă este numai așa cum a prevăzut-o Dumnezeu. Restul este un fel de amăgire. Vreau să subliniez aici că odihna nu este egal distracție. Nu? Mă gândesc, nu știu. Distracția este uneori epuizantă. Eu nu știu dacă găsim distracție care concură la odihna trupului, minții. Nu-mi vine acum aminte vreo distracție din asta. Oamenii nu concep distracție fără alcool. Da. Și consumând alcool este o stare așa de euforie în care te simți că ești prieten cu toți, îi pup pe toți, nu știu ce de fapt. Da, dar la credincioși, ce zicem, la adventiști, cum ar fi odihna asta? Bun, ei nu consumă alcool, da? Cum e odihna defect, greșită, să zicem? Exact. Îmbuibarea, cum o fi? Asta mă gândeam, exact. Îmbuibarea de mâncare sau poate... Da. Odihna asta de care spuneam mai mult, mai devreme, în încercarea de a sluji. În ziua de odihnă, să nu te mai odihnești. Adică să iei doar o pauză de la lucrurile pe care le făceai în timpul săptămânii și să slujești prea mult. În concluzia vineri spune că esența religiei pentru rabin consta într-o activitate intensă, poate prea intensă. Și prin activitatea asta intensă se pierdea din vedere scopul sabatului în sine, odihnei în sine, a relației cu Dumnezeu, a relației cu oamenii. Poate că în felul ăsta este pentru noi periculos să încercăm să facem din odihna de sabat o corvoadă. Da, asta ați subliniat-o în mai multe rânduri astăzi și este foarte important. Dar mă gândeam și la un lucru de ziua de odihnă, așa cumva, când stăm la masă și discutăm despre problemele vieții, grelele probleme prin care trecem.
Eu am întâmpinat treaba asta când discuțiile mi-au fost povară. Când veneam obosit sau cu probleme din timpul săptămânii, că vedeți că acum e, o săptămână poate fi liniștit, după aia apar trei cu necazuri, că așa e, vin una după alta. Și când vii la masă și începe discuțiile despre coronavirus și despre nenorocirile care sunt și că le dă din nu știu de pe unde și că e așa și atât mă obosesc că nu mai este odihnă aia. Da. Vezi că și vorba, vorbeam de credincioșii care nu beau alcool, dar în schimb au discuții care nu sunt constructive și care până la urmă te scoate din starea de odihnă, asta este clar, te obosește pur și simplu. Un ultim gând, înainte de ultima întrebare care o am, Cornel, dacă parcă văd că vrei să mai spui ceva. Dacă... Da. Odihna care este benefică este odihna pe care a spus-o Dumnezeu. Și nu înseamnă numai dormit, ci este și un timp petrecut în natură. Am fost în Elveția sfârșit de săptămână trecut, toate că am urcat și eu și soția foarte mult. S-a reglat și tensiunea, totul era perfect. Dormeam și bine noaptea, deci, dar frumuseți pe care nu poți să le vezi întotdeauna. Aceasta înseamnă un punct de recreare, o vacanță, un timp de odihnă. Bine, numai asta, nu numai asta. Acesta este benefic. Restul este o amăgire, o odihnă amăgită care te stresează mai mult. Din ce spui tu, scot în evidență faptul câtă dreptate avea Dumnezeu când spune, când a dat porunca asta și nu a fost ceva, dacă vreți, dacă odihniți-vă pentru că e o poruncă. Și aș vrea să amintesc un text care spune, Domnul Iisus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă. Și mă trimite să mă plimb în munți sau să privesc natura. Este greșit dacă spun așa? Nu. Dar există și altfel. Hai să-mi spui iar o limită. Există și altfel stres. Uite, vă dau un exemplu. Da. Cineva trebuie să te sune. Și nu te-a sunat. Și intri într-un stres mare. Soția mai se întâmplă, mai intră în stres și am spus, măi, mi-a promis. Măi, dar tu nu știi ce s-a întâmplat între timp. Nu știi, ceva a intervenit. Trebuie să privești lucrul acesta. Și în momentul când află că, uite, nu s-a putut, că a avut așa, nu zice, a, ce te-a avut dreptate. De ce trebuie să gândești tu prima dată negativ? Eu întotdeauna pozitiv. Deci odiniște-ți mintea. Nu-ți încărca mintea că, de ce? De ce? Nu. Gândește că poate ceva nu este în regulă. Și atunci tu ești liniștit, odinită. Și aceasta este o odihnă. De a nu-ți împovăra gândurile cu lucruri la care ai puține informații. Am reținut. Gândește pozitiv. Pozitiv. Și dacă un lucru n-ai informații, nu gândi imediat negativ, că așa e omul. Oare s-a întâmplat ceva? Te obosește, te stresează. Este și vorba aia, pune rău înainte, nu? Da. Este o vorbă. Da. Nu știu dacă și aici, dar românească e clar. Trebuie să pui rău înainte, că lasă, că știi. Ca să te ferești. Bun, ultima întrebare din lecțiunea noastră ar fi, care sunt consecințele atunci când nu ascultăm? Am subliniat câteva. Dar în comentariile din studiul nostru sunt date câteva lucruri acolo. Așa în mare să trecem peste ele. Deci, consecințe când nu ascultăm de porunca aceasta de a ne odihni, care este un păcat dacă nu-l faci. Este clar, da? Cum spuneam mai devreme. Da, și ai sublinat ceva, dacă vrei să mai repetăm puțin. Surmenajul sau sindromul de burnout. Depresia care vine ca urmare a surmenajului. Pierderea concentrării, spun ei aici. Pierderea concentrării. Ideea că toate lucrurile astea au după aceea un efect asupra vieții de sănătate. Pot avea efecte cardiovasculare, pot duce chiar la... Vorbeam cu cineva pentru că avea un suflet mâhnit, s-a declanșat un cancer. Sunt probleme mai profunde care se pot declanșa mai târziu datorită lipsei de odihnă. Dar crezi că nu ești odihnit, te poți ruga, poți studia Biblia? Există, într-adevăr, și probleme viața... de concentrare. Dar, da, nu mai poți... Viața spirituală? Despre ce lucram, despre ce spuneam de Iov și ce spuneați, tomorrow, mâine. Da. Nu-ți poți avea timp să creezi gânduri complexe, să poți să studiezi, să poți să ai o relație cu Dumnezeu în momentul în care ești muncit sau te muncești până la epuizare. Acum am dat seama că probabil datorită epuizării unora au o înțelegere greșită a Bibliei, să zic. Se poate? Poate fi urmă. Nu,
toate cazurile, dar poate fi o urmare, nu? Alții și poate au mintea prea odihnită. Alții greșesc din cauza prea mult meditație, concentrare la lucrurile astea. Dar, în fine, nu vreau să deviem. Deci, clar că oboseala denaturează viața devoțională și Dumnezeu nu acceptă o închinare pe jumătate de măsură. Nu încurajăm lenevia. Nu încurajăm lenevia. Am ascultat o idee a unui pastor care spunea că singurul avantaj a celor leneși este că mor odihniți. Aha, bună ideea. Deci nici odihnă la maxim. Exact cum a spus Dumnezeu, 6 zile lucrătoare, iar 7 zile. Deci asta să fie parțiala. Deci porunca lui Dumnezeu nu este un îndemn la lenevie. La lenevie, asta este clar. Nu, pentru că ar spune odihniți-vă și luni și marce, nu, de luni până vineri, după, din punctul nostru de vedere, munciți, dar nici acolo, nu 24 de ore, 6 zile, da, cum e titlul nostru, ci munca cât este reglementată de legea astăzi, 8 ore, 10, 8 ore, da, așa este. Pentru că tot cuvântul Domnului spune că dulce-i somnul lucrătorului. Da, deci dor foarte bine. Mulțumesc că și noaptea este odihnă, noaptea este tot odihnă, dar i-a lăsat Dumnezeu noapte și zi, noapte și zi, ca omul să odihnească noaptea. Sâmbăta, deci ziua 7 este o zi cu totul deosebit. Dar, dacă nu lucrezi, nu poți să dormi. Chiar mie. Și poate și mulțumesc mult. Hai să încheiem tot așa, cu câteva îndemnuri pentru ascultătorii noștri. Să vedem dacă, în prescurt așa, câteva cuvinte din partea fiecăruia dintre noi. Odihna este binefăcătoare atunci când o facem după reguli. Și Dumnezeu, în cuvântul Său, are reguli stabilite cu privire la odihnă. Să le studiem și să le punem în practică. Și vom avea o odihnă benefică. Mulțumesc mult, Magdiel, dacă ai un ultim îndemn, să zic, pentru ascultătorii noștri. Tot așa, îmi place foarte mult textul de la citatul din Hristos, Lumina Lumii, scris de Ellen White. Am atins un pic mai devreme, dar aș vrea să-l citesc în totalitate. După aprecierea rabinilor, și asta este poate pentru oamenii care au înțeles importanța odihnei și importanța legilor lui Dumnezeu, să nu cumva să cădem în extrema cealaltă. Și spune așa, după aprecierea rabinilor, esența religiei consta în a fi întotdeauna într-o activitate intensă. Ei se legau de unele fapte exterioare pentru a-și arăta în alta lor evlavie. În felul acesta, se despărțau de Dumnezeu și se zideau în mulțumirea de sine. Pericolul acesta există și astăzi. Pe măsură ce activitatea crește și avem mult succes într-o ramură oarecare a lucrării pentru Dumnezeu, apare pericolul de a ne încrede în planurile și metodele omenești. Există tendința de a ne ruga mai puțin și de a avea o credință mai puțină. Ca și ucenicii, despre ce discutam mai devreme, suntem în primejdia de a pierde din vedere dependența noastră de Dumnezeu și de a căuta să facem un mântuitor din activitatea noastră. Trebuie să privim fără încetare la Iisus și să ne dăm seama că puterea Lui este aceea care săvârșește lucrarea. Deși trebuie să lucrăm cu râvnă pentru mântuirea celor pierduți, trebuie să ne luăm timp pentru meditație, pentru rugăciune și pentru studierea Cuvântului Lui Dumnezeu. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția care ne-ați acordat-o și ce pot să spun este că Dumnezeu vă iubește și dorește ca să aveți o viață frumoasă și pe acest pământ. Și nu uitați că o parte esențială a vieții frumoase de pe acest pământ este odihna. Așa că vă doresc ca să ascultați de porunca Domnului spre binele și fericirea noastră a tuturor. Până data viitoare, la revedere!